marți, temperaturile continuă să crească și putem uita de vremea capricioasă din weekend. Cerul va fi parțial acoperit de nori, soarele va străluci în mare parte a zilei. Spre seară, temperaturile vor scădea și cerul va fi parțial noros. Vântul va sufla foarte slab și nu va avea intensificări pe parcursul zilei. Nu va fi cazul să ne așteptăm la precipitații, șansele ca acestea să își facă apariția sunt slabe. Temperatura maximă va atinge la amiază 21 de grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi la un nivel normal, dar este variabilă pe tot parcursul zilei. Astfel, la Bolintin, Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu se vor înregistra 21 de grade, în timp ce la Hotarele, Comana, Mihăilești și Giurgiu 20 de grade. Vântul va sufla cu 3 km pe oră din direcția sud. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm coloană de mercur. Umiditatea aerului va fi de 60%. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 15-25 de centimetri, iar cota probabilă este de 133 de centimetri.